Partea listei finaliștilor și iată-l pe următorul concurent. Florin Matei încearcă să ajungă și el în vârful muntelui Midoriyama. Faptul că am reușit să ajung în finala Ninja Warrior România înseamnă că am reușit să-mi depășesc limitele. Obstacolele combinate așa cum au fost printre cele mai grele lucruri pe care trebuie să le fac în viața. Cel mai impresionant pentru mine a fost că, deși eram rivali, fiecare oferea suport celuilalt acolo unde vedea și simțea că e nevoie. Cred că mi-a dat și ceva energie. Ca să fiu cât mai pregătit pentru finala la Ninja Warrior România, am hotărât să mă închid puțin în mine, să mă retrag din viața socială și să mă axez pe antrenament, să mă relaxez, să mănânc cum trebuie. Închid telefonul și ne vedem în finală. În semifinală, Florin a avut nevoie de doar 5 minute și 32 de secunde pentru a zbura cu precizie peste toate obstacolele și a apăsat mult râvnitul buzzer, buton care l-a adus astăzi, aici, în marea finală. Și el a trecut cu succes de obstacolele de până acum. Să vedem ce va face de aici înainte. Trece ușor peste efectul domino. Așa este. Are el probleme cu echilibru? Are, cred, o înțelegere specială cu gravitația. Este învățat să bată înălțimile. Op. Ce frumos a trecut Florin. Perfectă aterizarea, precisă. Nu le face deloc emoții fanilor săi. Hai să vedem această întâlnire cu clachetele. Cum care stai cu brațele, trebuie Florin? Țăcănite. Uite-le. Și nu trebuie să pierzi timp mult pe ele, pentru că îți obosesc repede brațele. Puternic, îl vezi cât de sus este. E bine așezat. S-au mai scurs 30 de secunde, am auzit sunetul acela. Bună evoluția lui Florin. Continua. A început să mă strezeze și pe mine, Costi. Dar aminte pe ei. A, după emisiune, la fiecare jumătate de minut o să fac biu, biu, biu. Cred că este, după părerea mea, cel mai greu obstacol din această seară, clacheta. Din prima parte a traseului, cât de bine a făcut-o. Să-l vedem. Hai. La zid. Florin Matei cu elan. Florin Matei aproape de zid, ajunge. Cât de bine s-a suit, a urcat. Bine, și continuă. Bine, bine, Florin. Sfere înșelătoare. Impresionant până acum. L-aș așeza pe prima poziție în clasamentul celor care au cele mai mari șanse să continue și să bată muntele. Aceasta este miza supremă, învingerea muntelui, o înălțime impresionantă și câștigarea titlului de primul Ninja Warrior în România. Florin Matei a trecut ușor și peste sfere înșelătoare. A părut simplu pentru el, dar vă asigurăm, oameni buni, că nu sunt deloc ușoare aceste probe. A ratat pasa către elementul de tranziție. A reușit abia la a doua încercare și asta l-a mai... Pare obosit un pic. Tăiat de câteva secunde. Florin își trage 30 de secunde respirația. Își recapătă puterile. Încearcă și face saltul la buză, la muche, la limită. A reușit să agațe inelul. Și ajunge de... extenuat în fața coșului. Oare va reuși să îl urce în timp util? Pleacă bine. Hai, a început Florin Matei. Miroase pas. Florin Matei, cred că este următorul concurent care ajunge în etapa următoare. Ajunge sus. Cred că este cel mai bun, cea mai bună performanță din această seară, Florin Matei. Ninja Warrior. Emoțiile dispar din tribună. Zâmbetul campionului ia loc tensiunii cu care sportivul nostru a întâmpinat obstacolele și a reușit să le bată. Uite aici momentul cel mai greu, cel mai important al evoluției lui. Era să rateze, s-a redresat și a mers mai departe. Te așteptai să ajungi până aici? Da. Mamă, și frumos și deștept și cu încredere în el. Da, am venit. Cum ți-a părut traseul din seara asta? Greu? Foarte lung și constrâns de cele 3 minute și 30 de secunde, devine și mai greu. Dar iau o gură de apă și mai fac o dată. Fericire din tot sufletul, să sperăm că mai apeși un buton în seara asta. Suntem cu ochii pe tine, da? I can run, adică pot să alerg, este motto-ul lui Florin Matei. Dar de sărit știi să sar pentru a rămâne în cursă.
Florin Matei ne-a demonstrat tuturor că este un războinic adevărat, că are forță în brațe și că nu se dă niciodată bătut. Niciun obstacol de la Ninja Warrior nu i-a stat în cale până aici, în marea finală. Florin Matei trece ușor de primul obstacol. Știe să sară cel mai bine cu prăjina, Costi, și a făcut asta foarte bine la un campionat național. Florin Matei, 24 de ani. Știi, Costi, deja, nu știu, parcă mă tem așa, am așa niște emoții. Acum înțeleg de ce doar 6 oameni din întreaga lume au reușit să urce pe muntele Midoriyama. Este o competiție grea, dificilă. 1 minut și 50 de secunde are la dispoziție pentru a depăși aceste probe, dar are dificultăți evidente să miște roata aceea care îi permite tranziția către următorul obstacol. Mâinile sus. Își face loc pe fiecare mâner. Trece apa în siguranță. Hai, Florin, hai că se poate. Mai are scara de urgență, culoarul de zbor, ridică zidul și apoi buzzerul care oprește timpul. Hai, Florin. Hai, nu mai sta pe gânduri, hai. Restul concurenților rămași în competiție sau eliminați îl urmăresc cu sufletul la gură. 3 etaje trebuie depășite cu scara de urgență. 2, 3. Are nevoie încă de încă unul, da. Așa este. Hai. Face și al patrulea este pentru ușor, a avea aici înălțimea corectă de la care să facă saltul către aceste punți zburătoare. Uite-l, nu mai poate, dă din cap. De ce ți-a dat pătut? N-a mai simțit traseul, n-a mai crezut în el însuși, l-au părăsit puterile. Aici și-a pierdut mare parte din energie. Apoi, scara de urgență, cum se spune, i-a pus capac. A ajuns departe. Greu traseul ăsta. Foarte greu. Se acumulează oboseala mai repede decât crezi. Din momentul în care am ajuns pe roată, deja simțeam că nu prea mai controlez. Am încercat totuși să rămân acolo și când am simțit că nu mai pot, chiar am tras. Chiar am zis că mai încerc un pic, dar aia a fost. Bătălia finală a devenit